Hajmë, vej! Dhe një këpon, që mërë! Se dhe burin, mërë, që të rekomë? Vasil, Pavel, Vasile. Zila, Pavel. Nare, Filo. Nare, Filo. Ai mikrofon sau nu? Ești concediat. Lăsați-l. Felicitări pentru momentul unic pentru Pâncota. Să ai două echipe promovate într-un an, mi-a luat vorba Dragalina. Și echipa să aibă două promovate în trei ani, zic că este un lucru remarcabil. Un lucru trebuie de invidiat de alte echipe, cu buget mult mai mare ca noi și cu pretenții, zic eu, mult mai mari. Dar iată că s-a demonstrat încă o dată că unitatea, personalitatea, caracterul și grupul unit dau rezultate. Eu vă felicit, felicit întreaga echipă tehnică, pe domnul Bociuc, pe Ciocolată, pentru felul în care au gândit și au dus echipa la acele rezultate și sperăm că anul viitor să ne bucurăm pe vremea asta de o nouă promovare și să vă dea Dumnezeu sănătate, să puteți să duceți până la capăt ceea ce v-ați propus. Felicitări! Din punct de vedere, ca președinte acestui club, o să aveți tot sprijinul, vreau să vă spun două lucruri foarte importante. Șemii Pâncota, astăzi când discutăm și vorbim despre promovare, despre un eșalon superior, are datorii atât la Federație cât și la AJF-ul, zero. Poate să confirme și domnul Rad Vasile, toate cheltuielile noastre privind arbitrajul, privind organizarea și așa mai departe, sunt achitate poate pentru puține echipe care s-au achitat de toate sarcinile care le vin vis-a-vis de AJF. La fel și la Federația Română de Fotbal s-a achitat în întregime, nu avem niciun leu restanță, din potrivă, au să replătească vreo 40 de milioane Comisia de Arbitri pentru meciul de la Baia Mare, pe care noi l-am plătit, dar nu l-am jucat pentru că s-au retras cei de la Baia Mare. În rest, bucurie mare, satisfacție, din toate punctele de vedere, eu încă o dată vă doresc succes și să ducem mai departe acest, cum să spun eu, fenomen numit fotbal și care dă noi aici de la Pâncota de atâția ani și cu multă, multă perspectivă pentru viitorul care ne așteaptă. Domnul Rad Vasile, secretarul AJF, două, trei cuvinte cu privire la promovare și... Apărăm microfon! Cam atât am avut de spus. Acum urmează să discute și domnul Rad Vasile, secretarul AJF, cu privire la unele aspecte și unele probleme privind colaborarea noastră cu AJF-ul. Zic eu, o colaborare bună, o colaborare care ne-a adus aici și care și AJF-ul este mândru, pentru că să ai două echipe dintr-o localitate așa mică cum este Pâncota cu două promovări, zic eu că este și o carte de vizită bogată a celor de la AJF. Domnul Vasile? Mulțumesc, domnul Pucroș. Eu aș vrea, în primul rând, să vă spun că sunt foarte bucuros începând cu, practic, acum 2 ani când am venit aici și tot așa am premiat promovarea dumneavoastră în Liga 3-a. Nu credeam sincer că dezvoltarea fotbalului sau colaborarea care la ora actuală este la Pâncota să se materializeze și atât prima echipă să poată să promoveze în Liga 2-a. E o bucurie mare pentru noi. Nu este meritul AJF-ului, este meritul tuturor celor care cred în fotbal.
și mai ales acum această echipă tânără, să spun așa, mică, care peste noapte s-a format și anul acesta au reușit să promoveze din Liga 6 în Liga a 5. Mă bucur foarte mult, sper și anul viitor să fiu alături de dumneavoastră, să vin să vă premiez, chiar dacă, să spun așa, AJF-ul stând acum la ora actuală destul de, să zic, pe parte financiară destul de urât, dar sper că tot așa cu ajutorul domnului Priroș și a primăriei să putem onora prezența și să fim alături de dumneavoastră atât la Liga a doua cât și la Liga a cincea. Vă mulțumesc, aștept ca să mai vin, v-am spus încă o dată, la o premiere. Anul viitor vă doresc baftă atât la echipa care nu a promovat Liga 6 în Liga 5, cât și domnului Piro și domnului primar să facă față pentru Liga 2. Baftă și numai bine! Sănătos să fie! Poate că anul viitor premierea va fi făcută de către noul meu consilier, domnul Rad Vasile, dacă nu o să o informăm. Pentru că avem o colaborare foarte bună și preconizez în viitorul apropiat să-l țin lângă mine, pentru că avem nevoie, mai ales în Liga a doua, de oameni competenți, de oameni care cunosc fotbalul și oameni care au o carte de vizită, zic eu, bună în ceea ce privește caracterul și bunul simț. În continuare, domnul primar Reter, două, trei cuvinte. Aveți două echipe promovate, aveți un portofoliu dumneavoastră de primar, o echipă Liga 2, o echipă Liga 5 și poate pe viitor să scoateți banii de la buget. Băieți, vă felicit din toată inima. Cred că sunt cel mai fericit primar de județul Arad, că amândouă echipele au promovat în ligile superioare. Dacă mă aduc aminte, cum acum un an, domnul Boiciuc, domnul Ciocolată și domnul Drăucean au pornit pe același drum, m-am gândit, oare ce se va întâmpla cu această echipă? Și iată, am ajuns să fim pe primul loc. Și, dacă nu mai intervin mari surprize, jucăm cu rivalii noștri, Siriana și Ria. Felicitări încă o dată! Nu ar trebui să trecem mai departe până nu ar trebui să facem, eu știu, o trecere în revistă și să mulțumim multor persoane care au fost implicate în proiectele numite Șoimi 1, Șoimi 2. Mă refer aici la domnul Pâncotan Monel, un om deosebit cu care am avut o colaborare și sper să avem în continuare un om care se implică mult, foarte mult în ceea ce privește mișcarea plătivă din Pâncota. Vă rog frumos să-l aplaudați. De asemenea, domnului Negrile, care a fost terminat lângă noi, mai cu fițe, mai gorda, e lângă noi. Așa? Și în ultimul rând, Consiliul Local, care ne ajută și sper ca în continuare să fie lângă noi, așa fel încât să nu simțim lipsa multor lucruri care se vor apărea în Liga a doua. Pentru că, vă spun foarte sincer, nu este ușor. Va fi un proiect destul de amplu, va fi un proiect foarte, foarte greu. Țin să vă anunț că în cursul zilei de astăzi, poate puțin știu dintre dumneavoastră, s-a hotărât ca la nivel de Liga a doua să cadă 8 echipe, ceea ce înseamnă că trebuie să ne clasăm în primele 6. Promovează o singură echipă dintr-o serie, este foarte greu, bugetul este cum este, așa că n-avem decât să muncim. Bun, trecem mai departe la premierea dumneavoastră. O să încep cu sportivii în prima dată, după aceea o să premiem și pe domnul primar și ceilalți din conducere. Vreau și Alexandru. Alex,
Bilii! Bravo, Bilii! Tulac! Bravo! Șoc cu fața la noi! Tata! Bravo! Băi, mai mult de acolo! Tomuța Flavius! Bravo, Babu! Marti! Roxandra! Mura! Bravo, Mura! Năluca! Marco! Bravo, Marco! Pașca! Bravo, Mircea! Charel, hai, Țurică! Jucător pe care vreau să-l aduc la echipa întâi, pentru că dacă regulamentul va spune jucătorul sub 17 ani sau 19 ani, va trebui să avem și un asemenea element aici. Felicitări! Bravo! Dan Daniel. Bravo, Marca. Luciu Gheorghe. Onkiș. Mitu Dumitru. Bravo, bebe Mitu. Tu? Permiteți înainte de a mâna trofeul să felicit și să premiez doi oameni care au fost aproape de echipa Șoimii 2, domnul Boiciuc. Bravo! Domnul Pufulete, unde? Bravo, Pufie! Hai ca bine, hai bine de hol. Hai să vedem de echipă. Foarte bine. Macaron. Haide să vă dau un chip. Hai, el poate. Bravo, Pufie! Capitanul de echipă și am înțeles că și golgeter. Nu știi. Dragalina Sergiu. Bravo! Bravo! Mult succes în continuare. Să vedem. Vom premia și o diplomă privind promovarea într-o ligă superioară. Domnul Rad Vasile. Bravo, Sergiu. Și acum ar trebui să-ți oferi trofeul pentru o frumoasă figură pe care a făcut-o. Felicitări!